Viceministrul Sănătății Octavian Grama a vizitat centrul de sănătate din satul Mateuți, raionul Răzina, după care s-a întâlnit cu oamenii din localitate. Oficialul le-a adus la cunoștință despre medicamentele compensate și serviciile care se acordă pacienților într-o localitate rurală. Biochimia ar fi bine de făcut în laboratorul din cadrul spitalului regional, laboratorul din centrul de sănătate, fostul CMF, el trebuie unit cu laboratorul din spital. E unit deja. La spital și da, laborator unic. Laborator unic, fiindcă anual se cheltuiau peste 120 de milioane de lei pentru a întreține câte două laboratoare. Deja unul performant, îndestulat cu de toate. Deja a trecut în Consiliul Regional. De ce mai faci? Ținem la munca de post, dar... Am unde o să se renoiește. De fapt, toate proiectele astea sunt proiecte europene. Fie Mateuți, fie în Chișinău, tot așa. Nu, aici este adaptat. Aici este adaptat? Da. Am înțeles. Bună ziua. Asta e... Dar ce, voi n-aveți încălzări autonomă? E autonomă? E autonomă, dar ce cu sub... Asta e când până la autonomă a fost și n-am decis să stricăm, să o lăsăm clasic. A fost construită de voi, deci nu a fost construită din temelie, din banii Băncii Mondiale. Nu, asta în anul 80-82 a fost construită. Aha, mă înțeles. Și atunci a fost un proiect adaptat așa. Am înțeles. Nu, ok, e bineșor. Aici e cabinetul meu. Așa, bun. Dumneavoastră sunteți medic de familie, nu? Și medic de familie. Și încă? Și șef, și oculist, și ultrasonografist. Da. Dar cum, încă vreți să vedeți aici? De până nu suntem mulți. Am mai ajuns prelăvcire. Sau veți, dumneavoastră sunteți bogate, da? Nu. Iar saică. Dar cum vorbesc cu oameni de la țară? Dar ce vreți, e tot chitar. Deci n-a dat cu ce a, reparație, da, a fost din banii Consiliului Regional și a fost o parte de la CMF. Că asta, noi am făcut reparații până la delimitare. Era compania de asigurări atunci? Da, da. Mm-hmm. Da. Înțeles. Important e de-am voi cum vă descurcați ca specialiști. În condițiile sunt extraordinare. Vreau să spun că aceste trei asistente din teritoriu sunt exemplu pentru tot raionul, care și consătenii le stimează și știu lucrul dumnealor, adică își duc un lucru foarte bun în teritoriu. Da. Noi stăm așa în picioare, discutăm o leac și fugim, da? Mai este cineva? Cineva din asistente, dacă nu aveți pe nimeni, așa că să spunem într-un cuvânt, să nu repet de mai multe ori, noi undeva spre toamnă vom finaliza implementarea sistemului informațional automatizat, medicina de familie. Da, acum sunt 12-13 instituții pilot, avem 12-13 instituții pilot din toate zonele țării, inclusiv din suburbiile Chișinăului și chiar sectorul centru din municipiul Chișinău, Asociația Medicală Teritorială Centru. Și o să fie implementat sistemul informațional, automatizat, medicina de familie. Atunci o să ușurăm fișele astea medicale, o să fie cu sistem unificată. Numai electronic. Și vreau să vă spun că am vorbit cu reprezentanții companiei care au câștigat licitația și au zis că, de fapt, învață cel mai bine cei care nu pricep calculatorul. Eu de la început, sunt foarte responsabil, indiferent de vârstă, nimeni nu se naște academician, nimeni nu se naște profesor. Încet acolo cu digițelul de a apăsa niște butonașe, important e să scrim numele de familie și atunci îți apare în față. La ce vârstă a fost bolnav copilul, ce antibiotice a utilizat, programul de păstrare a informației. Tot absolut. Pentru că asta e situația dotată cu două computatoare, în fiecare medic are computator, este tot necesar. Computer e cuvânt englez care nu se traduce. Moldovenii zic computator, dar nu-i corect, nu vă supărați. Sunt foarte multe probleme. Ele nu se vor termina niciodată. Important e trebuie să cunoașteți un singur lucru, că noi anul acesta vom finaliza construcția din temelie a 84 de centre de sănătate. Deci cum arată centrul dumneavoastră,
Noi le-am făcut prin intermediul Băncii Mondiale, 84 de centre de sănătate. La începutul lunii aprilie va fi deschis în spatele Spitalului Clinic Republican un bloc chirurgical cu 16 sări de operații, ultramodern, făcut după un proiect german și va fi dotat cu tehnologii din Japonia, vreo 35-40% și în rest vor fi tehnologii din Germania, din Austria și așa mai departe. Adică un proiect care costă în jurul la 28 de milioane de euro, 16 sări de operații, unde se vor face operații pe inimă, operații pe cord, transplant de ficat, transplant de rinichi, ele se fac în Spitalul Clinic Republican, dar acolo va fi specializat. Deci acolo sunt secții specializate care au niște coridoare și vor avea o conexiune, o conexiune cu Spitalul Clinic Republican, un coridor care intră pacientul și pe altul vor ieși. Adică așa centru de, așa bloc operatoriu nu există în zona, în Europa. De fapt putem să spunem că el e făcut după cele mai înalte cerințe. Deci noi am scris o scrisoare la Ministerul Sănătății din Germania, ne-au trimis un proiect foarte interesant și l-am făcut după ultimele ore, fiindcă dacă o facem în 2013 și bineînțeles că și materialele de construcție sunt noi, totul este nou, utilajul este nou, tehnologiile sunt ultramoderne, 16 sări de operații, deci în afară de transplantul măduvii osoase, transplant de ficat, transplant de rinichi, operații pe cord, chirurgie generală, ortopedie, traumatologie, adică tot ce ține de domeniul chirurgical. Și vor fi 75 de paturi terapie intensivă, la fel dotate cu tot ce este mai nou. Asta dacă vorbim de ce facem noi în domeniul chirurgiei. Să știți că în multe, noi suntem o țară mică și în multe centre regionale, prin blocul operator, puțină lume trece. S-au făcut americane, niște experți americani, un sondaj în patru regioane, în Briceni, Ochnița, Dondușeni și Iedeniți. Și au ajuns la concluzia că toată lumea din zona nordului se operează la Chișinău. 60-70% lume vine la Chișinău, nici la Bălți nu se duc, unde există o medicină dezvoltată. Adică populația din zona respectivă, vorbim chiar de o apendicită simplă care o face un student în primul an de rezidentură, sau vorbim de colecistectomie, nu, eu nu vorbesc de operații la stomac sau... Mai mult ca atât am stabilit niște relații foarte bune cu profesorii din Germania, din Austria, din Rusia, din Moscova, Sankt Petersburg, din Kiev, din București și alte zone, vor veni și vor opera împreună cu profesorii noștri. Vă mai rețin un pic și după aia plecăm, că avem o întâlnire în Rezina. Adică vă spun niște lucruri că oamenii, de obicei oamenii spun, dar ce s-a făcut? Nu s-a făcut nimic, nu asta ia. Deci dacă vorbim de asistența medicală primară, s-a trecut de la un sistem centralizat la autonomie financiară. Adică prin apariția multor centre de sănătate autonome care contractează direct Compania Națională de Asigurări în Medicină. Adică desprindere de la fosta policlinică raională și dispare dependența asta față de un centru de raion. Adică fiecare coordonator, fiecare șef dintr-un centru de sănătate își planifică singur bugetul și scopul care a fost pentru a apropia medicul de familie și lucrătorii medicali de cetățeni. Să fie cât mai aproape medicul de familie de comunitate. Nu trebuie să ducă omul la centru raional, să piardă timpul. Și încă un lucru foarte și foarte important pentru dumneavoastră, este un segment de care sunt eu responsabil și mă interesează că nu atât medici, dar și asistentele medicale, să știți că oamenii trebuie să vină la centru de sănătate nu numai atunci când sunt bolnavi. Oamenii trebuie să vină la centru de sănătate pentru a comunica cu dumneavoastră. Să știți că o simplă analiză din deget, pentru a depista, are diabet omul zahărat sau nu are diabet zahărat. Diabetul care apar complicații peste 10, peste 15 ani, complicații ca retinopatia diabetică, nefropatia, apar complicații ca neuropatia diabetică, cu furnicături, cu înțepături, până la amputarea unor membre și așa mai departe, până la invalidizare. Sunt niște lucruri care pot fi prevenite. Mai mult ca atât, poate niște îndreptări la microradiografie, cum era înainte fluorografia, microradiografiile astea. De ce să nu vedem lucrul ăsta? Fiindcă foarte multă lume se deplasează, muncesc, care la Moscova, care în alte părți. De obicei, concetățenii noștri care lucrează la Moscova, nu știm în ce condiții trăiesc, în niște vagoane acolo, cu cetățeni din alte părți.
unii nu se respectă igiena, pot aduce tuberculoză și pot aduce și alte patologii și alte boli. Acum hotarele sunt deschise, adică lumea poate veni și aduce buchete de boli care mai de care mai de ochiate. Și în Africa ajunge lumea și în Asia de Sud-Est și în fostele țări CSI și așa mai departe. Adică important e pentru dumneavoastră să aveți indici buni. Indici buni la tuberculoză, să vedeți ce se întâmplă cu HIV-C, da? Ce mai aveți acolo, adică să fiți foarte atenți, diabetul zaharat, să vedeți hipertensiunea arterială, că omul de obicei se duce, poate ne treci, am o leac, mai mețăști capul, se duce cu sapă în schinare, prășești pe deal, dar nu știi, când are musculiță în fața ochilor, când are anumite probleme, deci oamenii trebuie învățați, omul trebuie să știe când apar anumite simptome ce trebuie să facă. 58% din mortalitate este pe seama patologiei cardiovasculare. Ictus cerebral, ictus hemoragic, infarct miocardic și așa mai departe. Acum, anul acesta, noi reparăm blocul 4 la spitalul de urgență, fostul BSMP, dacă țineți minte, spitalul de urgență în Chișinău, o să deschidem un centru, un departament de stări critice. Deci o chestie foarte interesantă, dumneavoastră sunteți responsabil de segmentul social, în spitalul de urgență, blocul 4, cine merge prin Chișinău pe strada respectivă, vedeți că este un bloc nou care se repară acum, va fi blocul 4 al spitalului de urgență, în care va fi un departament pentru stări critice. Când omul are infarct miocardic, în primele 3 ore putem să-l salvăm. S-a usit în mașină și a venit la Chișinău, intră în departament special, îi extrage cheagul celă, trombul celă care îi formează necroză și îi provoacă infarct miocardic, omul poate fi salvat în primele 3 ore, mai ales că o porțiune din drum la dumneavoastră a fost refăcut, mai aveți încă 20 de kilometri să-l refacă, în principiu cât de cât nu se compară cu ceea ce a fost atunci. Și vă spun încă o chestie foarte importantă, s-a format un grup pe lângă guvern, adică la inițiativa primului ministru Iurie Leancă, un grup format din viceministri care merg prin diferite raioane, noi am fost deja în anii noi, despre lămurirea și informatizarea populației, ce înseamnă acordul de asociere la Uniunea Europeană, ce înseamnă acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și ce înseamnă abolirea regimului liberalizat de vize. Vă spun, astea două momente foarte importante. Să știți că semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, asta înseamnă că noi avem dreptul să colaborăm din punct de vedere economic și cu Uniunea Europeană, și cu Federația Rusă, și cu China, și cu Japonia, și cu alte țări. Dacă noi am aderat la Uniunea Euroasiatică, nu vom avea dreptul să colaborăm cu Uniunea Europeană din punct de vedere economic. Iată dacă facem o diferență. Uniunea Europeană are 500 de milioane populație care au o capacitate de cumpărare a mărfurilor, acolo se respectă legislația, acolo dacă faci business cu cineva, există transparență, există punctualitate și toată lumea știe care muncește în Italia, Portugalia, în Spania și în alte țări, are posibilitatea să se deplaseze, vede care sunt condițiile de trai, vede ce se face totul pentru cetățean, ce fac oamenii care n-au un loc de muncă, ajutor de șomaj, ajutor social și cum trăiește lumea în respectiva zonă. Și vreau să vă spun că odată cu semnarea acordului de asociere, Republica Moldova va primi anual peste 100 de milioane de euro pentru a-și reface infrastructura și a ajunge la niște standarde europene. Pentru ce se face acest lucru? Acest lucru se face pentru faptul că Uniunea Europeană nu dorește ca la hotarul ei să fie țări subdezvoltate, cu focare de infecții, cu banditism, cu fel de prostologii. Adică Uniunea Europeană dorește ca la granița ei să fie țări civilizate, să fie țări în care există o dezvoltare social-economică și în care lumea din țările respective să vină în ospeție, în turism, eu știu, la muzee, la concerte diferite, adică să-și petreacă timpul frumos și civilizat. Asta este scopul principal. Și asta înseamnă un instrument important de dezvoltare. Acum, zona de liber schimb aprofundat și comprehensiv, asta e o chestie foarte importantă pentru noi, este un acord asimetric. Asimetric înseamnă în favoarea Republicii Moldova. Nu e simetric, nu suntem de la egal la egal, dar unul în favoarea noastră. Și noi avem așa o clauză de salvgardare. În momentul în care noi nu ne place ceva și vedem că este afectată economia națională prin venirea unor produse alimentare din Uniunea Europeană, noi putem să revizuim pe parcursul de la 3 până la 10 ani anumite articole din acest contract și să reintroducem taxa vamală la import. Adică Republica Moldova are niște pârghii. Nimeni nu ne obligă absolut nimic. Și, ultimul rând, regimul de liberalizare. Adică, spre sfârșitul lunii mai, cu pașaportul albastru biometric, noi vom putea vizita 28 de țări membre a Uniunii Europene, în afară de Marea Britanie, Irlanda, dar suplimentar, Elveția, Șveția în limba rusă, Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, da?
pe parcursul a 6 luni de zile, noi putem intra în Uniunea Europeană pentru 90 de zile. Termenul de ședere, dacă se respectă termenul de ședere, de intrare și de ședere în țările din Uniunea Europeană, atunci este totul ok. Dar dacă nu se respectă, va fi o amendă până la 3.000 de euro sau expulzarea din aceste țări cu interdicții de a reintra de la un an până la 5 ani. Asta este o încercare pentru noi. Vor să ne încerce de minte dacă va fi totul bine, ne vom purta frumos și mai departe vor apărea diferite contracte preferențiale unde vom putea munci legal în Uniunea Europeană. Și dacă aveți ceva, bateți și vi se va deschide. Dacă aveți vreo problemă, veniți în direcția asistență medicală primară, mă includ și eu, veniți la Chișinău, dacă vreți un sfat, doriți să mai schimbați ceva, aveți o idee interesantă, cu mare plăcere vă primim la... Pentru ziua de astăzi, la raport, avem amăstăției viceministrul sănătății, domnul Grama. Noi v-am anunțat ca să veniți care ați avut întrebări, probleme, mă rog, diferite lucruri, discursuri cu probleme ce țin de sănătate. De ce v-am invitat? În cum am pus anunțuri, pensat dumneavoastră cine bine vă, cine bine a venit, a venit. Deci avem la dispoziție în 2,5 de oră, domnul ministru. Stimate domnule primar, fiindcă este gazda aici, mă rog, stimată doamnă vicepreședinte, este împreună cu noi este domnul medic șef, dumneavoastră îl cunoașteți? Da. E de treabă? Da. Are grijă de femeile din sat? De ce numai de femeie? Nu. De ce numai de femeie? De atât femeile sunt cele mai muncitoare și le au mai mult chin pe capul lor. Bărbatul e copilul cel mai mare în familie și de atâta numai femeile. Asta e părerea mea personală, puteți să mă contraziceți, eu am... Eu sunt cu părerea asta de mult, că am avut numai surori în jurul meu. Și este și reprezentantul guvernului în teritoriu, da? Domnul Ion. Așa. De fapt, ce se întâmplă astăzi? În fiecare marță, reprezentanții guvernului vin în teritoriu. Fie miniștri, fie viceministri, indiferent de la care minister, noi avem ora guvernului în teritoriu și comunicăm absolut pe toate temele. Dacă apar anumite probleme din afara medicinii, independență de cine vine. Eu sunt viceministru la Ministerul Sănătății și dacă apar întrebări din alte domenii, eu le scriu pe o foiță și le transmit colegilor mei din alte ministere. Dacă există o problemă într-o localitate sau altă. De fapt, ce vreau eu să vă spun? Voi face așa o mică introducere, după care, dumneavoastră, dacă o să aveți anumite întrebări, o să vedem. Ele sunt de competența satului, de competența centrului raional sau țin de rezolvarea problemei la Chișinău, da? Dacă apar anumite chestii, aveți dumneavoastră niște întrebări. Dacă eu ceva nu voi putea răspunde la vreo întrebare sau alta, dacă ține de un alt domeniu, eu am să-mi însam, frumușel, am să iau telefonul, prin intermediul domnului primar, noi vom comunica. E bine așa? Deci dacă apare o problemă, prin intermediul primarului, eu o să găsesc, o să avem telefonul dumnealui și o să vă dăm răspuns, o să încercăm să vă ajutăm ca să rămâneți cu toate, să aveți răspuns absolut la toate întrebările. Vreau să vă, numai, așa, ne ascultăm un pic, eu nu știu, e clar că e friguț aici, o să încercăm să o facem repijor. Ce vreau să vă spun eu? Vreau să vă spun niște lucruri foarte interesante, ceea ce se întâmplă în jurul nostru, fiindcă asta este scopul nostru când venim noi aici, da? Dacă facem o paralelă, ce s-a întâmplat până în 2009 și ce se întâmplă din 2009 încoace, da? Niciodată dumneavoastră nu veți întâlni oameni ideali și tăți 100% fericiți și bucuroși și perfecți, într-un partid sau altul. Avem ceea ce avem. Avem oamenii din Republica Moldova pe care îi avem noi, da? Oamenii noștri sunt foarte cum se cade, sunt foarte de treabă, sunt la locul lor, indiferent unde muncesc ei, că lucrează la Moscova sau în Italia sau în altă parte. Dacă vorbim despre anul 2009, deci până la 2009 și din 2009 până în prezent, suntem la începutul anului, primăvara anului 2014, în sistemul de sănătate din țara noastră s-a investit enorm de mult și continuă mai departe să se investească. Noi suntem deprinși, în 5 minute totul să se rezolve. Vreau să vă spun că noi anul ăsta încheiem construcția a 84 de centre de sănătate. Avem încă două de construit și vom avea în total 84 de centre de sănătate. Cum aveți dumneavoastră centru de sănătate aici în sat, s-au construit din temelie în cele mai mari sate din toată Republica Moldova. Și dacă vorbim de centru de sănătate și dacă vorbim de sănătate, stimate doamne, vă rog din tot sufletul, cel puțin măcar o dată pe an, veniți la centru de sănătate, indiferent ce vârstă aveți.
măcar o dată pe an. Pentru ce? Nu numai atunci când sunteți bolnavi, veniți. Fiindcă omul, că de obicei noi ne-am deprins să venim la doctor când avem un buchet de boli. Nu știi deși să te apuci să tratezi și spui că doctorul nu mă ajută, degeaba m-am mai dus, am dat un punct de bani și nu mă ajută nimic. Deci trebuie să avem o altă gândire. Trăim în secolul 21. Nu vă uitați la vârstă. Nimeni nu se naște academician. Nu vă uitați că aveți 70 de ani, că aveți 80 de ani. Vârsta nu contează. Omul trebuie să fie în mișcare până cât îi zile de Dumnezeu. Nu contează. Adică permanent citiți, ascultați radio, vă informați ce se întâmplă în jurul nostru. Și doamnele când vin, măcar o dată pe an, la medicul de familie, să facă o mică analiză generală, adică o picătură de sânge din deget. Deodată vedem, avem anemie? N-avem anemie. Avem diabet zaharat sau n-avem diabet zaharat? Diabetul zaharat, complicațiile lui apar peste 10 ani de zile, maxim 15, când pierzi vederea, retinopatie diabetică, când atacă rinichii, nefropatie diabetică, când atacă ficatul, atacă nervii la picioare și apar furnicături, înțăpături, până să ajunge într-un stadiu avansat, cât s-a amputat un picior sau o mână și așa mai departe, duc să pustie. Adică lucrurile acestea pot fi prevenite. Eu vorbesc de lucruri simple. Și încă un moment foarte important care trebuie să-l cunoască administrația publică locală. Noi reprezentăm administrația centrală, dar vreau să vă spun că toate datele Organizației Mondiale a Sănătății spun următoarele. Despre tot ce se întâmplă în sistemul de sănătate, medicinii, Ministerul Sănătății revine 10%. Deci noi nu răspundem de tot ce se întâmplă în sănătate 100%, dar numai 10%, 10%. Vă explic. Apa potabilă. Avem 80% din fântâni care sunt poluate cu nitrați. Nitrații, când șerg apa, ei nu se distrug. Ei rămân acolo, atacă ficatul, alte organe, atacă inimioara, rinichii, sistemul nervos și așa mai departe. Că creierii noștri, asta e calculatorul, computerul, da? Inima asta e pompa organismului, ficatul asta e laboratorul, trece pe laborator, rinichia asta e filtru, deci fiecare organ, fiecare părticică din trupul nostru are câte o misiune foarte importantă. Și dacă noi facem lucrurile la timp, înseamnă că ne vom păstra sănătoși până la adânci bătrânețe. Și lucrul ăsta este posibil în Republica Moldova. Deci, apa potabilă, sistemele de canalizare, evacuarea deșeurilor, responsabil este Ministerul Mediului. Tu tot viața ai băut apă rea, tot viața ai mâncat mâncare nu știi de care, când ai avut 18-20 de ani, multe fete îmbră cu fustă scurtă, și bate vântul și îngheață iarna și pe urmă ajunge la bătrâneț că se leagă cu șalenca și zice că mă dor, că am probleme, că nu pot avea copii. Și nici vinovat? E vinovat medicina? E vinovat Ministerul Sănătății? Sau e vinovat omul? Când ajunge la bătrâneț, știi tare chine să-l înveți pe copil. Nu fă așa, nu fă pediculă. Dacă ne aducem aminte, dar nevastă ce ați făcut când ați fost tineri? Cum ați fost încălțați? Cum ați fost îmbrăcați? Adică totul este legat unul cu altul. Și nu trebuie să găsim în nimeni vinovatul, dar trebuie frumușel, împreună, dacă apare o problemă, încetșor să încercăm să o rezolvăm. Veniți frumușel, întrebați, astăzi ne-am întâlnit, o să avem posibilitatea să comunicăm, eu am să mai vin în satul dumneavoastră, eu fac parte dintr-o echipă comună cu domnul primar, noi suntem într-o echipă cu doamna vicepreședinte de raion, cred că cu medicii noștri, reprezentantul guvernului. Eu mă numesc Octavian Grama, mai sunt și vicepreședinte la Partidul Liberal Democrat din Moldova și la Ministerul Sănătății sunt viceministru. Cum v-am mai zis anterior, adică nu greșește acela care nu face nimic, nimeni nu spune că totul merge ideal, dar nu putem spune că lucrurile stau pe loc. Noi carul l-am mișcat, sunt foarte multe proiecte interesante. Trebuie să finalizăm drumul care este început la dumneavoastră, de la Orhei până la Rezina. Noi avem, dacă până în 2009 în fondul rutier erau 300-400 milioane de lei, acum în fondul rutier este 1 miliard și 500 milioane de lei. Și în acest an vor fi repartizați peste 400 milioane de lei pentru drumurile în interiorul satelor.
Deci pentru drumurile intravilane, drumurile comunale. Deci prin proiectul provocările mileniului, americanii au pus condiția că dacă luăm o parte de bani din fondul rutier, trebuie să-l utilizăm une, anume drumurile astea principale, spre școală, spre biserică, spre magazin, spre primărie. Deci drumurile importante în sat, care se poate face legătura cu drumurile astea, cu rutele centrale, cu drumurile centrale. Și nu știu dacă ați observat când se merge de la Orhei spre Chișinău, cum este drumul, când se merge de la Orhei spre Bălți, acum de la Sărăteni spre Soroca, pe urmă în zona sudului, spre Hâncești este un drum european. Acum în primăvară o să fie toate marcate, vopsite, adică cu alb deasupra, dar s-au mai cumpărat un fel de pelicule fosforescente care luminează noaptea, ele țin vreo 5-7 ani. Le înclie totodată pe asfalt și ele țin vreo 5-7 ani. Și toate indicatoare trebuie să existe. Adică țara noastră numai fă-i drumuri, natura e foarte frumoasă, încetișor, încetișor, infrastructura. Nu există localitate în Republica Moldova în care nu s-ar fi investit vreun proiect. În unele s-a făcut un centru de sănătate, în altele s-a reparat o grădiniță, în altele o școală, în altele s-a mai deschis o firmuliță. Totul la capitaliști în Europa se bazează pe firmele mici și mijlocii. Nu pe grandomaniile astea mari, cum erau zavoade de astea măroaie, mari, lucreau cu 10.000 de oameni, dar tot pe firmulițe mici și mijlocii. Noi acum am început o comunicare cu toți cetățenii noștri care muncesc și trăiesc în Italia, în Portugalia, în alte țări. Încet, încet, încet o să dezvoltăm aceste proiecte. Este foarte greu. Este foarte greu, de ce? Că noi nu prea, deci n-am fost învățați să guvernăm împreună. Tot timpul a fost un singur partid și dicta un singur om. Dar acum sunt câteva partide și trebuie să te împaci, trebuie să vorbești, chiar și în familie. Uneori te mai cerți, uneori te mai împaci. Exact așa și când apar câteva partide. Și este foarte bine că există câteva partide, că este posibilitatea de control. Fiecare se controlează unul pe altul. Da. Și asta este o chestie. Neastră faceți o replică, acum mi-ați spus. Dar să știți că nimic nu e ideal și niciodată n-ați și așa, Doamne ferește, ca în culori roză. Și moldovenii niciodată nu au fost mulțumiți. Moldovenii tot timpul au fost conservatori. Că am ușit întic podul în cap, că afară plouă, că așa e de greu, că așa tot, Doamne ferește. Dar noi nu ne gândim că lucrurile încep de la noi înșine. Fiecare începe de la dânsul. Ia-mi dă să mă uit în oglindă. Eu spun minciuni pe vecinul meu. Ia-mi dă să mă uit în oglindă. Eu mă spăl dimineața. Ia-mi dă să mă uit în ogradă. Eu împrășesc ogradă. Eu îmi curăț copașii. Ia-mi dă să mă uit la copchiii ei. Copchiii ei sunt hrăniți. Copchiii ei sunt spălați. Ia-mi dă să mă uit întâi la mine. Noi tot timpul ne uităm la cineva și arătăm cu degetul. Asta este problema noastră de tot timpul. Și vreau să vă spun că era prim-ministru domnul Filat și s-a dus în Găgăuzia, după și s-a dat în exploatare o bucată mare de drum. S-a dus taie panglica. Și când se duce, găsește un singur om pe marginea drumului. Și îl întreabă, zice că da, noi parcă ne-am înțeles că să venim aici, să stăiem panglica, să știi tăt satul, tăt. Dar omul și ala zice că nu, noi drumul l-am terminat, dar tăt satul de-am în altă parte, unde avem altă problemă. Adică oamenii nu au venit să stai panglica, să se bucure că au făcut o porțiune de drum, dar de-am găsesc alte probleme. Apoi și vreau să vă spun, oameni buni, dacă azi rezolvăm o problemă în satul Mateuț, mâine să apară alte 100 de probleme. Și tot așa, viața constă numai din probleme. Probleme mari, probleme mici, probleme medii. De ce nu trebuie să ne scârbim? Important să ne bucurăm de clipele frumoase. Ele sunt foarte puțini în viața noastră, dar noi trebuie singuri să le creiem și să facem așa ca să ne simțim foarte bine și confortabil. Eu aș putea să creez foarte mult, dar sunt niște lucruri care trebuie dispus, sunt niște momente, fiindcă nu întâi ziua vin oameni din Chișinău la dumneavoastră, ei vin numai în campania electorală. Dar noi am vrut să venim și atunci când suntem la guvernare. Eu sâmbătă am fost la Creuleni, duminică am fost la Briceni. Dar nimeni nu întreabă, dar și faci netale acasă, că ai copii, ai familie. Adică să nu credeți că tăi gine și frumos. Tăi, așa crede lumea că e, că și eu, nu știu ce. Eu am lucrat eu am avut posibilitatea să lucrez pe stihotare și m-am întors în 2007 și cu mână de băieți ne-am implicat și să schimbăm un pic lucrurile în țară. Să nu credeți că la mine viața mea e fericită. Tot am lucrat, am sticotare, am spălat și eu pe unde am fost, pe la spital, pe 89, încă lucrez în domeniul sistemului de sănătate. Am 43 de ani, cineva crede poate am 20, am băiat de 20 de ani, care este student.
Da. Adică m-am conservat un pic, de ce? Că am femei de treabă. Și vreau să vă spun că cei mei cum scade primari, cei mei de treabă politicieni, cei mei performanți și mai profesioniști, miniștri, businessmani și așa mai departe, sunt aceia care în spatele lor au o femeie de treabă. Și cineva ne întreba pe noi la niște întâlniri, se implică femeia în politică în Republica Moldova? Și că în Moldova sunt prea puține femei în politică. Eu vreau să spun, chiar sunt 100%. Pur și simplu, unele se implică deschis, dar altele prin intermediul bărbatului. Când vine bărbatul acasă, tot se sfătuie cu femeia. Și vreau să spun că cei mei de treabă bărbați sunt acei care au lângă dânsul o femeie. Au o femeie care îl spală la timp, care îi pun cravata, care îi spun să se frezeze, care îl hrănesc la timp, că bărbatul este copilul cel mai mare în familie, nu se supere nimeni. Femeia e în gâtul și bărbatul e în cap. Nu se întoarce gâtul, acolo se întoarce capul. Nu se supere bărbați pe mine, dar asta este, eu recunosc de lucrul ăsta. Nu înseamnă că trebuie să fie sub călcâi, dar asta înseamnă că trebuie să avem o discuție și o comunicare civilizată. Asta fiind spuse, vreau să mai adaug un singur lucru, că avem o listă de medicamente compensate, care la început erau medicamente de 60 de milioane compensate, în 2014 deja statul a pus deoparte 225 de milioane. Deci în medicamente compensate, care trebuie să le cunoască medicii de familie, nu știu unde e medicul de familie, trebuie să știți că este lista medicamentelor compensate pentru prima dată. Medicamentul compensat, asta înseamnă unele 50% se compensează, asta înseamnă că dacă niște tablete costă 100 de lei, statul îți compensează 50 de lei și omul plătește numai 50. Sunt compensate 70% și sunt compensate 100%. Pentru copii, pentru invalizi, pentru oameni cu dizabilități, pentru femei gravide și un șir de categorii. Acum, noi am compensat pentru prima dată. Pentru prima dată au fost compensate medicamente pentru maladii foarte rare, epidermoliza buloasă, când cad unghiile, deiești, desușchești chiele și așa mai departe, nimic niciodată așa bani nu dădea pentru așa bolnav. Miastenie severă, când omul nu poate merge, când nu poate mișca nici mâinile, nici chișoarele, noi am dat bani din partea statului, 100%. Pentru glaucomă, când ai davlenie în globul ocular, la ochi. Deci iar s-a dat bani pentru asta, compensat. Asta trebuie o comunicare cu medicul de familie. Pentru davlenie, pentru tensiune, sunt medicamente care se compensează. Și vreau să vă spun că polița de asigurare, cei care au patent, care vând la bazar, de la 1 ianuarie până la 31 martie, polița costă 50% din preț, 50% reducere. Cei care dețin teren agricol, 75% schidcă, reducere au la poliță. Cei care nu au de lucru, sunt înscriși la oficiu stării de muncă, au dreptul să-și ia polița 50% reducere, până de la 1 ianuarie până la 31 martie. Și vreau să vă spun că degeaba se spune de poliță, unii zic că trebuie pus în poliță, eu vreau să vă spun că este linia verde la Minister, 72-10-10, vă rog frumos, mă anunțați, sunați acolo și spuneți dacă este ceva, puteți să vă jaluiți, cu mare plăcere, facem comisii, venim aici și o să aveți suferit cei care vă pun în situație, care cer bani de la voi și care se bagă în suflet și cu condiții. Pun condiții absolut la tot. Fie o operație, fie o examinare la medic. Da. Așa că, stimați mătiruzeni, eu am vrut cu tot din adinsul ca domnul viceministru al sănătății, domnul Octavian Gramă, anume să aibă o vizită în satul Mateuț. De ce? Fiindcă satul Mateuț este un sat cu oameni harnici, oameni curați, oameni grijulii și oameni buni. Am venit să vedem cu ce vă lăudați în sat, cu școala reparată, cu grădinița, cu centrul de sănătate, să vedem drumurile unde mai avem de lucrat, să vedem mai departe ce avem de făcut. S-a făcut foarte multe în sat, însă rezerve avem multe. Cum a spus și domnul Gramă, totul începe de la noi. Fiecare trebuie să fim gospodari în ograda noastră, sub gardul nostru și în satul nostru. Nu o să vină Europa să ne facă nouă ordine unde trăim noi. Noi trebuie să începem de la noi fiecare. Ce am făcut azi, ce am făcut mâine, ce am făcut poimâine. Așa că eu sunt foarte bucuroasă că ați venit la această întâlnire. Eu cred că să urmeze și un șir de întrebări. Dar vreau să vă spun că, totuși, într-adevăr, medicina ne salvează, ne tratează, dar
trebuie să venim și atunci când suntem sănătoși să facem un control și o profilaxie a sănătății noastre. Și eu cred că toate rezultatele care s-au făcut într-adevăr din 2009 până acum se văd, fără ca să vorbim mult de ele. S-au făcut, se fac și se vor face. Și un moment am vrut să zic, cel mai bine e să veniți sănătoși la centrul de sănătate. Asta este rugămintea mea. Nu lăsați adică omul, de multe ori cetățenii vin în stări deja terminale sau în stări avansate, delăsate. Și tot timpul apare, adică cetățenii noștri, oamenii s-au deprins așa că parcă e o frică de doctor. Doamne ferește să mă doară ceva. Cum o leacă vă împunge ceva, să-mi țâți ceva. Nu este scump. La centrul de sănătate, la Mateuț, nu trebuie să leși bani. La centrul de sănătate se vine de a vă consulta cu medicii. Am operat băiețelul la rezina de pincetă. Așa? Și așa, 7-8 ani băiețelul. Și după ce l-a operat, medicul vine în palat și îmi spune: Doamnă, noi am udalit de acolo tot și a fost mai greu. Pentru dumneavoastră știți ce înseamnă mai departe să faceți. Nici la anesteziolog. La ei și la snudal. Și nici la anesteziolog. Ce asta? Bani. Deci dumneavoastră v-ați ridicat, ați spus ce s-a întâmplat anul trecut și acum ce solicitați de la reprezentantul ministerului? Ce ați făcut? Dumneavoastră? Bine. Și de ce nu v-ați adresat la Centrul Național Anticorupție? De ce nu v-ați adresat la Ministerul Sănătății atunci? Ați dat banul și gata, la revedere. Și dumneavoastră vă temeți de lucrurile astea? De ce toate medicamentele pentru bolile care sunt cronice, ca hepatice, diabetul, bolile oncologice, sunt foarte scumpe, nu-s gratuit nimic și nici cu preț redus. Da, diabet cum? La diabet La diabet insulina e fără plată. Da. Formă anemiei fără plată. Da. Da, și prețurile sunt 2,50 lei. Dacă de medicament sau de seringe. Ne-ați vorbit de medicamente, cum puteam vorbi și medicamente și seringele de la diabet. În anul 2010 a fost făcut un birou de formare a prețului în cadrul Agenției Medicamentului. Biroul ăsta de formare a prețului nu permite scumpirea medicamentelor. Până în 2009, în fiecare an, se scumpeau cu 15-20%. De unde dumneavoastră ați luat vorbele cu medicamentele scumpe? Dați-mi un exemplu! Dați-mi un exemplu! Dați-mi un exemplu de medicament! Sunt medicamente scumpe! Stimată doamnă, matale, dacă iei un medicament, să spunem aspirina, și îmi spui că aspirina care costă acum 10 lei, anul trecut costa... Eu vă dau de exemplu. Dacă îmi dați un medicament care anul ăsta costă un preț și anul trecut a fost de 3 ori mai ieftin, să vorbim concret pe medicament. Dacă îmi vine lumea și spune că gata, tăta e scumpă, de unde știți dumneavoastră? În fiecare an până în 2009 se scumpeau cu 15-20%. De ce atunci nimeni nu scula și nu spune? Dar acum, când s-a format un birou, ce face biroul ăsta de menținere a prețului la medicamente? Spre exemplu, în Republica Moldova se vinde aspirina. Se verifică câteva țări din jurul Moldovei cât costă, se găsește prețul cel mai mic și în Moldova el trebuie să vândă exact cât costă în alte părți, cu prețul mai mic sau egal cu prețul respectiv. Deci este un birou care frânează mărirea prețului. Este un birou de formare a prețurilor la medicamente, la orice fel de medicament. Fix sunt produs în țara noastră, fix sunt produse peste hotare. El a fost fondat, deschis în 2010, în luna noiembrie. Și de acum nu putem spune că la noi prețurile cresc galopant. Este o pârghie de stat care nu permite lucrul ăsta. Și cei care spun că sunt mai scumpe, nu este adevărat. Poate ele au crescut cu 2-3% în momentul când se devalorizează leu în raport cu euro sau în raport cu dolar. Fiindcă nu putem noi obliga pe cineva care aduce un produs, el îl cumpără la un preț și când îl cumpără în euro și dacă îl aduce în Republica Moldova și se schimbă cursul, păi omul este în pierdere, nu poți obliga pe cineva. Dar asta poate fi o creștere de 2-3%, dar nu creșteri galopante, cum zice lumea, că Doamne ferește. Adică noi ne uităm și vedem numai răutăți.
Dar dacă nu s-ar fi făcut ce aici se face, vis-a-vis de drumuri, de școli, de centre de sănătate, de spitale, s-a mărit lista medicamentelor compensate, s-a mărit oamenii care beneficiază pe gratis de anumite medicamente, noi asta nu vedem nimic. Noi vedem numai rău și rău și rău. Oameni buni, cu răutăți nu vă putea trăi mult timp. Am avut o întâlnire cu mulți cetățeni din zona Nordului. Acolo unii liderii care dețin teren agricol au 7, 8 până la 10 mii de hectare de pământ. Păi am aflat că un lider care are între 7 și 10 mii de hectare de pământ, în loc să plătească impozit, nalog la stat, câteva milioane de lei, plătește 9.500 de lei. Păi, stimată doamnă, dacă nu se plătește la stat de unei agenții economici, care el splânge că la dânsul nu a fost roadă, că nu a plouat, că a bătut cheatra, că nu știu și... De la cine să iei? Că acum la noi în Republica Moldova un lucrător întreține 1,7 pensionari. Mâine pe mâine o să fie 2 sau 3 pensionari care va fi întreținut din impozit plătit de un angajat. De exemplu, eu dacă lucrez undeva, eu atâta nălog îmi scoate din salariu. Că din nălogul ăsta trebuie să întreții 2 pensionari. Deci aici e problema, ea nu este legată numai de medicină sau de asistența socială. Că nălogul care, impozitul care îl plătește agentul economic la stat, din trânsul formează pensiile, asistența socială, ajutorul pentru șomaj, salariul pentru învățători, salariul pentru doctori și tot e legat unul cu altul. Adică noi când avem o problemă care ne deranjează pe noi, noi strigăm în gura mare, dar dacă este o chestie care ne avantajează, noi tășem chitic și nouă ne place așa. Cât eu fac bani și nu mă vede nimeni, eu închid gura și sunt mulțumit, soțul meu sau neamurile mele sau cineva e la conducere și îi mai dă voie și mă mai ajută, eu tam. Dacă nu e așa, eu fac gălăgie și arăt cu deștiul la cineva. Deci lucru e foarte complex și depinde, noi depindem tăți unul de altul. Și atâta timp cât noi vom rezolva problemă, vom fi uniți, vom încerca, că venim la primărie, spunem, nu ne place asta, primarul mai departe se duce în Consiliul Raional, stimate domnule președinte al Raionului, stimată fracțiune, ce se întâmplă cu satul Mateuți, oamenii au probleme cu pensiile, oamenii au probleme acolo. Deci, ia că asta e comunicarea, asta e comunicarea. Și vreau să vă spun că nu este simplu, oamenii sunt diferiți. La nord un fel de oameni, la centru un fel de oameni, la sud, la Chișinău, în alte părți, lume diferită, sunt înțelegători, sunt care nu înțeleg, sunt primari foarte buni. Sunt primari mai puțin buni. Depinde foarte mult de comunitate și de oameni din interior. Să nu credeți că nu se încearcă să facă. Să nu credeți lucrul ăsta, că dacă nu se face nici atâta cât s-a făcut până acum, aveți și catastrofă. Dar să merge înainte. Nu vorbesc de tot. Vorbesc de tot, fiindcă medicamentul se procură din pensie ceea care primim în fondul social. Dar în fondul social trebuie să vină bani de undeva. Vreau să intervin aici cu niște date. La Mateuț, anual, din sat merg în buget 400 de mii de la agenți și de la toți cei care lucrează, de la liderii agricoli, 400 de mii. Dar înapoi intră în pensii și salarii, 3 milioane și 400. Apoi de unde să iau 3 milioane, oameni buni? Trebuie să găsim resurse, de unde le luăm noi? Și de aici și pensiile mici. Când ne-am bucurat atunci când lucram undeva și nu ne spunea zilele, nu se punea în carnetul de muncă și la urmă sunt mulți care au ieșit la pensie 4-500 de lei. Păi sigur. A ieșit 500 de lei. Păi sigur, asta e și... Și nici s-o pentru pensie și nici s-o pentru toate. Problemă cu drumul din poartă. Spre ciment, spre uzina de ciment și la gara. Nu, califerată. Eu acolo am făcut, la primărie, da, am făcut un canal și vine apa și să ne casă, să ne molim. Ei, eu curățăm pe urmă, am avut o trubă ca să trecem la grad, nici căruță, nici cu mașină, nu pot întâmpla. Acolo tare apa duce pe nir cu drumul, duce spre uzină. Și trebuie numai decât să facem așa un sat, cum ai făcut aici, ai mirul cu satul. În primul rând, nici duce o casă, o cuhnea, să duce de vale, cu răpața, cu pământul, să duce de vale, da. Problema asta trebuie rezolvată. În primul rând, noi mai tare bolim de la uzina de ciment. Până acum noi am fost în zonă
Spunem că să ne mute, de mutat, nu ne mutat, în zonă ședem, cu albanii nu suntem și răsuflăm, și asta e problema la mine. Dar pentru medici sunt mulțumită cu medicul de sat, suntem mulțumiți, vin la vreme, când de urgență vin noaptea. Și cineva din sat de la dumneavoastră, este ceva care, zicem, este imposibil, să zicem, de a acorda ajutor în centrul regional, în Rezina, sau nu este un specialist într-un domeniu sau altul, nu se discută, absolut, cu mare plăcere vă pot ajuta printr-o scrisoare semnată chiar de mine, adică să vine să vă facă niște investigații, să treceți niște medici, niște specialiști. Știți cum e? În medicină ca și în toate domeniile. Eu, de exemplu, mi-am luat un meșter să-mi fac reparații acasă. 5 meșteri am alungat și cum așa să le-am făcut bine. Adică mi-a tenguit bine, mi-a pus pe un client tapetele bine, așa și aici. Exact ca și în educație. Sunt profesori care predeau ghirișcofchii, stau cu gura cascată și uite la dâns și cum le predeau frumos istorie, geografie, matematică, și sunt care vin și nu știu nici să predeie. Așa și în medicină. Sunt oameni care își văd misiunea perfect și bine, la cel mai înalt nivel, se perfecționează permanent, sunt oameni de treabă, cum se cade, nu se bagă în sufletul omului, nu umblă cu cerutul, exact ca pe tot. La dumneavoastră în sat, ce vreți să spuneți, câteți 100% sunt oameni gospodari și de treabă? Peste tot există un bău și o belea. Peste tot locul este alb, este negru. Este dragoste, este urmă, este ghine, este rău. Peste tot locul sunt probleme. Haideți împreună să încercăm să rezolvăm aceste probleme. Eu vă pot spune un singur lucru. Cu mare plăcere, deci eu am venit aici în sat, fiindcă este o echipă de oameni care vreau să-i ajut și vrem să ne susținem împreună. Și haideți când apare vreo problemă, prin intermediul domnului primar, prin intermediul doamnei vicepreședinte al raionului, este reprezentantul guvernului, dacă apare ceva, ni contactăm. După vizita sa în satul Mateuți, viceministrul a mers la Spitalul Raional și la Centrul Medicilor de Familie din orașul Rezina. Ina Komarovski, Veceslav Pistrui, Alexandru Cebotar, de la Rezina pentru Elita TV.